Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan. La Europa FM. Bună ziua, părinți, bună ziua, copii, sunt la Retegan, schimbă perspectiva, începe la Europa FM și astăzi aducem în fața voastră un subiect foarte frumos. Luna martie am dedicat-o femeilor, așa că duminică de duminică invit aici, prietene dragi. Știți deja că eu nu aduc în emisiune oameni pe care nu-i cunosc personal, dar sunt foarte fericită atunci când pot să aduc în emisiune oameni care mi sunt foarte dragi, pe care îi iubesc și pe care îi consider prietenii mei, dincolo de orice. Paula Herlo, este invitată astăzi la Schimbă Perspectiva. Bună dimineața! Bună dimineața, draga mea! Doamne, ce mă bucur! Da, ce mă bucur și Că s-a legat, că ne-am potrivit, că ești aici da. pentru că vreau să vorbesc cu tine despre uh, un subiect uh, pe cât de interesant, pe atât de important. Cum putem noi, femeile, să schimbăm perspectiva asupra felului în care ne privim rolul legat de țară? legat de România, de țara asta în care noi ne creștem copiii, le dăm viață în primul rând și ne dorim să vină aici și să rămână aici și să facă lucruri în țară. Rețeta mi se pare destul de simplă, am mai vorbit despre ea. Atunci când te revoltă cu adevărat un lucru și simți furie cu adevărat legat de acel lucru sau de o întâmplare sau de un sistem care nu funcționează în țară, și care te face să te gândești că ai putea fi în locul, nu știu, unui cetățean afectat de asta, atunci începe schimbarea. Deci, revoltă plus empatie egal schimbare. Asta e rețeta pe care eu am aplicat-o în toate campaniile pe care le-am făcut. Atunci când am vrut să schimb o lege sau să înființez o instituție care salvează vieți sau să încurajez sau să susțin un ONG, întotdeauna am pornit de la asta. Și m-am gândit, dacă eu nu aș fi în poziția în care sunt acum, să cunosc atât de mulți oameni, să am acces la informații, să cunosc legile, cine m-ar ajuta pe mine? Dacă eu aș fi un om din Arad, da? cu un job, sau de o din instituție, Dej. sau din Dej, și aș avea o problemă și statul român m-ar în picioare, cine m-ar ajuta pe mine? Și dacă îți pui întrebarea asta, tu, simplu cetățean, și apoi te gândești care sunt pârghile prin care poți să schimbi asta. Și dacă nu le cunoști, sunt o grămadă de căi prin care să le afli. Internetul e plin de informații în ziua de astăzi, dar, bun. Și dacă nu, nu reușești prin internet, uh, apelezi un jurnalist. Domnule, uite, am sesizat următoarea problemă la instituția X. Dacă nici jurnalistul nu are răspuns și nu te ajută, te duci la un ONG care e dedicat unei cauze apropiată de problema ta. Și începi să-ți pui întrebări. De ce așa? Cum ar trebui să fie? Cum e în alte țări? Și, pornind de la întrebările astea, căutând oamenii care se simtă ca tine, găsești răspunsuri și începi să produci schimbare. Mie mi s-a părut teribil faptul că, lucrând pentru legea priorității, da. legea pentru care eu mă uit, se împlinește un an. Pe 8 martie s-a împlinit un an de când am depus această lege în legea. Parlament. Da, și nu-mi vine să cred că. Și... M-am și rog. gândit, iartă mă că te-am la tine când eram în Austria, pentru că la porțile de îmbarcare erau uh, porți dedicate uh, părinților cu copii sub 5 ani. Și atunci te duceai direct dacă aveai copilul sub 5 ani. În Austria. Te duce în Austria. La noi încă nu e asta. Hai să le spunem oamenilor care nu știu că anul trecut, uh, 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 înainte de a veni la Baia Mare, acolo unde ne-am împrietenit mm -hmm, noi da. mai mult, uh, în urma unui unei aglomerări din aeroport, eu mi-am propus să fac ceva ca femeile însărcinate și copiii sub 5 ani să aibă prioritate la orice coadă din România. Și anul trecut, de 8 martie, am depus legea în Parlament, ea s-a votat și abia acum începe să intre în vigoare. A avut șase okay. luni să fie implementată. De-aia, da. abia de acum da. începem să o vedem peste tot. Dar e foarte importantă. Noi am fost cu niște prieteni care au copilul de 5 ani și am văzut cât de important e pentru părinții copii mici care n-au răbdarea de asta la cozi să se ducă la o poartă sau la o casă prioritară. Surpriza pentru mine a fost când am început să pregătim legea, am făcut-o cu trei parlamentari liberali, pentru că unul dintre ei mi-e prieten de o viață și pe el l-am întrebat dacă poate să mă ajute și cum putem să facem asta, apropo de cum să ne implicăm. Și a fost o surpriză foarte mare să descoperim că în toate țările civilizate la care noi ne uităm și zicem, uite, uh, austriecii se comportă civilizat. Bunul simț în da. Germania, uh, bunul simț în. Nu. La bază sunt niște legi. Da, clar. Niște legi care au fost făcute de niște oameni în urmă cu 20, 30, 40 de ani, și acum a devenit deja ceva la ordinea zilei da. pentru ei și așa o să devină și pentru noi la un moment dat. Uite, asta cu legea priorității s-a întâmplat într-un ritm absolut fantastic da. și uh, pentru, foarte că, ușor. pentru că nu are impact bugetar. Asta, asta este secretul. E unul dintre ele, da. Ok. Atunci da. când da, când se umblă la banul din bugetul public, uh, deja lucrurile se complică. O, dar dar nu, asta nu face mai puțin important Legea este extrem de importantă Și foarte, foarte bună pentru, pentru părinți Și nu numai pentru părinți Pentru Uite, toți Sunt atâtea lucruri mici. care se pot face Și nu au neapărat legătură cu, da. cu banii Da Mi-a plăcut foarte tare uh, campania ta uh, Pentru copiii rămași acasă Da Copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate tu știi ce mai face copilul tău, era, se numea campania și e, conține foarte mult simbol întrebarea asta, pentru că atunci când îți pasă de cineva, mai ales dacă e vorba de copilul tău și ești departe, ce mai faci conține extrem de mult sentiment și iubire. Și atunci noi i-am întrebat pe părinții plecați, tu știi ce mai face, ce mai face copilul tău? Și asta a fost campania, o campanie care a vorbit atunci de 150.000 de copii ai căror părinți erau plecați în străinătate și care aveau nevoie de ajutor, de ajutorul statului român, pentru că erau copii neprotejați. Părinții plecau, iar ei rămâneau în grija vecinilor, bunicilor, rudelor. Dar nu exista nimic, nu există niciun act care să spună statului român, măi stat român, vezi că tu ai 150.000 de copii și parte dintre ei sunt undeva. Nu știu unde sunt, că nu mai au tutorele legal părintele. Și atunci, după campanie, a apărut o lege care obligă părinții, când pleacă, să lase prin document notarial numele tutorelui legal al copilului. Da, a fost o campanie cu foarte multe emoții atunci. Știi, de multe ori m-au întrebat dacă. Când, e, când a fost asta? În 2007. Acum, adică acum foarte mulți foarte ani. Foarte mulți ani, da. Îi vezi efectele? Da. Da. Și mai mult decât atât, Mă uit la copii care acum sunt adulți, copiii din campanie, cu unii mai țin legătura. Și le urmăresc viețile, și văd cât de diferiți sunt ei de părinților lor. Și cât de mult această traumă pe care au simțit-o, abandonului, a schimbat perspectiva lor asupra familiei. Sunt, sunt copii care au plecat la rândul lor în străinătate. Dar și au luat copiii cu ei. Dar țin copii cu ei. Da. Um, și acum sunt copii mulți plecați, copii cu părinți plecați, mulți copii. Dar să știi că foarte mulți români s-au întors în ultimii 10 ani, mai ales, pentru că nu, nu se mai câștigă atât de bine străinătate sau nivelul salarial este asemănător. Și atunci când scazi cheltuielile din străinătate și vezi că na, chiria e atât, hrana um, atât, și în final ajungi la o sumă care se apropie de un salariu sau, salariu sau chiar e mai mică decât salariul minim în construcții, de exemplu, te întorci. Te întorci acasă pentru că ei, deși sunt plecați de foarte mulți ani, puțin s-au integrat. Au o, o. cum să numesc eu. O, se simt, dincolo de faptul că se simt străini, um, e mai mult decât atât. Au un dor pe care nu-l nu vezi decât la românii plecați. Adică, îl, nu că vezi, îl, ve, aproape că-l vezi fizic, știi, forma lui reală, dorul ăsta. Pentru Noi că... am făcut spectacole în toată diaspora da. și am fost din sudul Spaniei până în nordul Suediei. Cred că am îmbrățișat fizic 10.000 de. Așa e, ca culoare de un an. Are o, Doamne, de deci ce? la noi uh, ca la oala de sarmale de acasă, da. ca la bucata de cozonac făcută de bunica. Da. Și cântecele copilăriei lor, cântate de gașca uh, pe scenă, uh, trezeau atâta emoție încât unor aveam sentimentul că nu s-au mai putem duce plângeam uh. și noi din, de pe scenă, plângeau și ei da. din, din, uh, din sală și. Se vede uh, tristețea oamenilor care trebuie pentru o perioadă de timp să treacă prin asta. Dar, așa cum ai spus tu și eu, cunosc foarte mulți care s-au întors. Ok, s-au întors, n-am întors, suntem aici. Da. Ce putem să facem noi, femeile din România, pentru ca această țară să fie un loc sigur, frumos? Și uh, um, provocator pentru copiii noștri. Să ne folosim puterea de convingere, pentru că noi avem o putere de convingere um, mai mare decât a bărbaților. Uh, și știm și ce butoane să apăsăm ca să obținem ce ne dorim. Uh, nu cred că în ultimii ani, și mai ales părinții știu că. Uh, odată ce devii părinte faci totul pentru copii și atunci te gândești că um, ai copii, ți-ai dori să rămână și dacă rămân să trăiască într-o țară civilizată și dacă îți dorești să trăiască într-o țară civilizată ce poți face tu ca cetățean pentru asta și eu cred că simpli cetățeni pot muta munții din loc și o să-ți dau un exemplu concret sunt prietenele mele Carmenus Uscatu și Ana Gheorghiu. două cetățene <laughs> Cetățene, da? Sau cetățeni, cetățen ce? Care este pluralul? Un cetățean? Un cetățen, nu știu. Mă rog, deci două femei care locuiau într-un bloc de militari. Își primeau împreună copiii prin parc, copii de aceeași vârstă, și una dintre ele a primit un e-mail de la. Un prieten prin care îi cerea ajutor, o sumă de bani pentru un copil de 16 ani diagnosticat cu leucemie, care avea nevoie de un transplant în Israel. România nu avea atunci acel registru la care am luptat eu foarte mult, pentru care am luptat să se înființeze. Registru prin care medicii pot găsi donatori compatibili de măduvă cu pacienții, compatibili 100% dacă nu există în familie. Bun. Deci copilul nu avea donator în familie, România nu avea registru, trebuia să plece. Și atunci. Um, au primit acest e-mail și cum își plimbau ele copii împreună, zic, da, ce stat e ăsta care își omoară copiii cu zile? Și au început să sune la Ministerul Sănătății. Bună ziua! Numele meu este Oana Gheorghiu și aș dori să vă, și vă sun în legătură cu dosarul numărul X să știu în ce, stadiul stadiu de aprobare. Dar cine sunteți dumneavoastră? Un cetățean al acestei țări. Da, dosarul nu este la noi, este la Direcția de Sănătate Publică. Da, oh, sunăm la direcție. Carmen, bună ziua, sunt Carmen Uscatu <gri> și vă sun în legătură cu dosarul X uh, al copilului uh, Dragoș. În ce stadiu este? Da, cine sunteți? Sunt un Un om. Ce Un om. Da. O femeie care vă deranjează cu acest telefon. Și au sunat foarte mult, 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 până i A exasperat pe ea de acolo, să-i seama că sună două. Se întrebe de un copil. Și mai mult decât atât. Uh, Oana mi-a scris mie un mesaj, mi-a lăsat un mesaj pe, pe pagina știrileprotv.ro la o știre din campania Avem Viață în Sânge, pentru că atunci lucram la acel registru care l-ar fi salvat pe Dragoș. Și am sunat-o imediat pe Oana, mi-a explicat situația, zic, bun, hai să ajutăm acest copil. Am intrat și eu în această horă, Mi se părea revoltător și mie că i se tot plimbă dosarul de la o instituție la alta, timp în care starea lui se degrada. Și am ajuns cu ele într-un birou să discutăm despre problema acestui copil și la un moment dat am întrebat, dar voi ați întâlnit copilul? Noi nu cunoaștem copilul, nici mama nu o cunoaștem, am vorbit doar la telefon. Mi s-a părut absolut minunat faptul că de fapt luptau pentru viața unui copil și pentru un principiu nu te mai las pe tine stat român să-ți bați joc de un, de nu, slab un copil. Un, exact. de, de un, de un pări și, și de, de o un părinte da. care nu mai găsește putere, exact. că este în genunchi, doborât da. de boala copilului și e slab în momentul ăsta să se lupte cu tine statul care ești. Da. Și... Pornind de la povestea asta, mie mi s-a părut absolut incredibilă și am văzut la ele tot nervul ăsta pe care le aveam și eu împotriva statului român când simțeam o nedreptate. Au făcut un meeting, au obținut aprobarea dosarului în timp... Deci așa real. a pornit? Așa a pornit, de noi fapt. Noi facem un spital? Noi facem un spital. De la povestea unui copil, de fapt de la o revoltă a două mame uh -huh. care au refuzat să vadă cum statul român își bate joc de un copil și de mama lui. Și uite că de aici... S-a înființat o asociație. Asociația a făcut mai multe proiecte până la noi facem un spital. Astăzi România are un spital pentru copii la cele mai înalte standarde pentru că ele au refuzat să se mai uite la un stat și să zică la, stat, la un stat incapabil și să zică aia e, ai, ai, nu ne mai facem bine. Ba ne facem bine și ne facem bine prin oamenii noștri, prin noi ne facem bine. Când nu mai plecăm capul în fața nedreptății, atunci ne facem bine. Când când nu mai acceptăm vorba asta, lasă că merge așa. Și când nu trebuie să așteptăm să ni se întâmple nouă. Exact. Că mult mai ușor poți să acționezi cât ești sănătos da. și cât nu este copilul tău în cauză. Deci că nu mai ai această grijă. Exact. Poți să te lupți cu ei. O să-ți dau un exemplu foarte concret. Când am făcut, când am făcut campania Avem viață în sânge pentru înființarea registrului, nu m-am gândit nicio secundă că cineva din apropierea mea va avea nevoie de el nici o secundă, adică mi se părea uh, imposibil, pentru că na, nevoia de donator de măduvă nu e foarte, adică sunt puține cazuri care se fac uh, pe an, puține ca, dar mult dacă stai să te gândești la uh, număr de vieți omenești uh, salvate. Dar unul din unul dintre cei mei dragi colegi mei cu care lucrez la România TV și cu care montez reportajele pe care, pe care le fac a avut, a avut nevoie disperată, copilul a avut nevoie disperată de acest registru, copilul fusese diagnosticat cu o boală și avea nevoie de transplant de măduvă și medicii l-au găsit un donator în Polonia prin acest registru și mi s-a părut și mai mult decât atât transplantul s-a făcut într-o sală pe care am făcut-o cu Dăruiește Viață mulți ani în urmă Asociația Dăruiește Viață a dublat numărul de camere sterile la Fundeni și copilul a fost transplantat într-una din aceste sale. deci cum să se închidă mai frumos povestea decât prin salvarea unui copil care mi-e drag și pe care îl cunosc. O să vreau într-o ediție să vină Oana și să povestim uh -huh. mai multe, pentru că ei au făcut foarte multe lucruri și da. Oana mi-a dat putere pentru campania Mesaje de iubire pentru copiii cu branule pe care Fundația da. Zurli o derulează în spitalele de oncopediatrie din România, să nu mă las da. doborâtă de piedicile da. care a par și de... Și măcar nu sunt piedici, Uneori, oamenii nu fac tot ce pot să da. facă pentru binele altor oameni. Da. Lucruri simple care se pot întâmpla ușor și care nu se întâmplă pentru că lasă, doamne, că merge și așa. Da. Foarte multă vreme, eu rămânând în bula zurlii, unde trebuia să fie totul frumos și colorat, că despre asta da. e vorba, n am realizat cât de multe lucruri sunt în jurul meu asupra cărora noi putem să ne oprim. Da. Dar aș vrea să a, identificăm care sunt nevoile principale ale unei mame din România. În, Nevo Acele nevoi Cred că și ce am observat Și văd asta și la mine Noi suntem două mame da. Nu vorbim din nu. din stele da. um, Nu am fost uh, învățate Sau n-am avut modele uh, Modele în familie Mamele noastre au fost mame de sacrificiu Care s-au sacrificat pentru copii Și care nu neapărat s-au pus ele pe primul loc și uneori cred asta, simt că îmi lipsește, îmi lipsește timpul pe care ar trebui să-mi iau pentru mine. Alerg pentru atât de multe lucruri și pentru atât de multe. Um, mă simt, m m simt că eu și eu fac asta, adică nu e vina nimănui, eu fac asta, mă împart în o mie de locuri uh, și încerc să fac cât mai multe lucruri care îmi fac plăcere, că e ceva ce îmi place să fac, dar uit să mă gândesc la mine. Și cred că mamele din România ar trebui să-și să să dea timp lor în care să fie ele, femei, uh, mamele spre care copiii să uite cu admirație. Uh, eu în, am început să fac asta, uh, încep să-mi iau timp pentru mine. Uh, uneori simt că în goana asta mea de a face o mie de lucruri uh, uh, și Asta e ceva ce mă, la care mă gândesc foarte, foarte des în ultima vreme. Timpul pentru familie se reduce și atunci cred că un echilibru între ceea ce faci la job sau un extra job pentru cauzele alea ar să fie cumva împărțit. Ne și... întoarcem în câteva minute pentru că vreau să vedem cum Schimbăm perspectiva asupra felului în care timpul ăsta se împarte, să putem face de toate. Să avem grijă de noi, să avem grijă de copiii noștri, să avem grijă de jobul nostru, să avem da. grijă de țara în care ne creștem copiii. Ia uite câte griji trebuie da. să adunăm. Ne întoarcem după pauză cu Paula Herlo. Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan. Am revenit la Europa FM, suntem la Schimbă perspectiva într-o duminică superbă din luna martie cu Paula Herlo. În prima parte am vorbit despre câteva campanii foarte frumoase uh, derulate de Paula în România, și care au schimbat perspectiva asupra felului da. în care vocea noastră se face auzită. Știi și, ce vreau eu să te întreb? Te rog. Pentru că foarte multe uh, femei nu se implică în ideea în care sunt doar o femeie. Da. Bărbații nu mă bag în seamă, nici nu se uită la mine. Ce pot eu să fac? Ce, ce pot eu singură să fac? Ok, îmi doresc să-mi susțin copilul, vreau să fac mai multe pentru viitorul lui, dar sunt o biată femeie. Zi-mi și mie, cum, cum te duci tu, singură? Pe toate coclaurile. Deci, eu când te văd în filmări, tu, o mână de om, da. pe toate câmpurile din România, bați da. la porțile tuturor primarilor din România. Da. -cum, cum se uită oamenii ăia la tine? Că ești o mână de femeie. Cu respect. Cum faci asta? <laughs> um... Bine, cred că mă ajută și cei 25 de ani de carieră pe care i-am uh, construit la ProTV. Și oamenii, când mă prezint, uh, cam știu ce fac. Și chiar și cei spre care mă duc, știind că o să-i pun în dificultate sau că mă duc cu pro să mă leg de problemele. Subiecte mai, mai, mai puțin plăcute? Mai puțin plăcute. Și pe ei simt, simt că au respect pentru munca mea. Nu am simțit niciodată că. Mă dezavantajează faptul că sunt femeie. Iar statura... Să-ți spun un lucru. Eu știu că sunt minion, adică știu exact cât am în înălțime, Dar eu întotdeauna m-am văzut mai înaltă. <laughs> de sincer. <laughs> nu știu, deci... Eu cred că, de fapt... Ce zice lumea când se întâlnește, că... Par mai mare la televizor? Da, bineînțeles, este prima replică. Și la mine. Da, da mă pare zi... mai înalt. Nu mă miră da, la, mir dar sunteți micuță. Da. <laughs> de ce am? 1,60. Da. E... e ce... o întâmplare haioasă pe care am mai povestit-o cu o doamnă cu care am conversat în avion pe drumul de întoarcere din Germania, cu mulți ani. Și mi-a povestit toată viața ei și o întrebam. Și eram ca în interviu așa cu ea, că îmi plăcea mult de tot ce povestea. Și la plecare din aer zic, nici nu am prezentat, zic, eu sunt Paula Herlo. Oh, Paula Herlo și așa mică? <laughs> <laughs> asta a fost așa? Oh. Da, uh, nu, nu am simțit niciodată faptul că nu am simțit asta. Nu știu, că sunt femeie. Are mare... legătură cu atitudinea. Da, eu așa cred. Da? Da. Și cu ce crezi despre tine. Și cu ce crezi Cresc despre tine, Și atunci, ca să, ca să faci față și să te asculte și să mm -hmm. te recunoască. Da. Trebuie tu să ai grijă la încrederea pe care o ai în tine. Și trebuie să 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 fii sigură o, pe cunoștințele tale, pe intenții o, și o, pe, intenții pe adevăr, și pe adevăr, clar. Uite, astea sunt da, trei o, Uh, trei uh, condiții. Condiții Ca oamenii esențiale. să se uite la tine cu respect. Cu respect da. și să, 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 Știi că în momentul în, în care sema. tu te poziționezi inferior în fața unui bărbat și nu numai în fața unui bărbat, în fața oricui, dacă tu te duci cu capul plecat și spui, știți, eu, dacă se poate să mă ajutești pe mine ca și o să... Dacă să mă ajutați cu... Nu, eu am venit la instituția statului român să cer un drept în baza unui contract pe care nu l-am semnat fizic, dar câte vreme eu îmi plătesc taxele în acest stat român, se cheamă că avem un contract. Exact. Da? Păi și eu am venit în baza acestui contract unde eu mi-am achitat de sumele cerute de stat român să îți cer stat român să mă eliberezi în 30 de zile devenința. Și dacă s-a făcut a 30 a zi și nu ai eliberat-o, am venit peste tine și ți-am atras atenția și printr-o notificare, te ajută și un avocat, mai găsești și pe internet și îți spun că, uite, un exemplu. Fetele de la Derește, Viața Vână bon și Carmen, au obținut urgentarea dosarului în momentul în care au dat în judecată Ministerul Sănătății. Niciodată nu se mai întâmplă așa ceva. Ca două persoane Fizice? Și în civil <laughs> să dea în judecată Ministerul Sănătății pentru că pune în pericol viața unui copil. Ia, uite! Și știi cum s-a aprobat imediat? Deci hai să nu ne mai poziționăm în Știi fața... Știi la ce mă gândeam acum în timp ce vorbeai tu? Da. La faptul că statul este masculin și Absolut. țara este feminin. <laughs> Uite. Deci de, statul este substantiv nu masculin, asumă. Da. Cum funcționează mă rog, bărbații? E un stat, două state, da, da e neutru. Nu, 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 nu la, da. uh, la, singular, este masculin 100%. Da. <laughs> la plural e neutru. Cum, cum e, cum e, statul ca bărbatul? Și cum e țara ca femeia? Da, uite că țara ca femeia, țara asta românia, ar trebui să cu, cu o gură foarte mare peste Așa. statul bărbat. Și să zic, auzi, ia gata. E ca bancul ăla cu începe. Și statul ar zis. trebui da. să spună, da. statul ca bărbatul ar trebui să-i spună țării ca femeia că e cum vreau, cum zic eu, da, să trăiți, am înțeles Exact, nu, e, e o treabă de cum te poziționezi În relația uh -huh. și în relația cu bărbații din instituțiile statului Și cu femeile din instituții Adică e o treabă de poziționare a ta ca cetățean Eu cred că asta e important ca oamenii să înțeleagă Că aveți mai multe drepturi decât vă imaginați Și toată, știi, să, nu aș vrea să-l supăr dacă se supără domnul primar uh -huh. Eu când dau asta asta nebunesc. Deci ne scriu, vă rog să rămân anonimă, că se supără domnul primar. Deci tu îmi semnalezi mie o problemă gravă în comunitatea în care trăiești, dar dacă s-ar putea să nu-l supărăm pe domnul primar. Dar de ce să nu-l supăr pe domnul primar? Dar este domnul primar deasupra alegătorilor săi? Este dacă le-aș să fie, dacă câtă vreme el e acolo ales de oameni. Păi domnul primar trebuie să servească cetatea, că de aia s-a dus acolo să servească cetatea, nu firmele copiilor sau firmele rudelor. Nu, trebuie să mă servească pe mine cetățean român, care l-am ales. Sau nu l-am ales, nici nu contează. El este acolo un servant. Femeile sau bărbații uh, uh, greșesc mai mult în zona asta? Administrativă. Măi, acum, având în vedere că majoritatea uh, sunt băr, majoritatea uh, aleșilor uh, e formată din uh, uh, bărbați. Uh, Greșesc mai mult bărbații, dar uh, mi-ar plăcea să văd. Acum tot aud de egalitate de șanse în politică, să, să punem și femei pe listă. Bravo! Mi-ar plăcea să văd mai multe femei în Parlament. Pentru că perspectivele sunt diferite. Una este agenda unei femei, și alta este agenda unui bărbat. Dacă de frumos ar fi să se întâlnească ele două. În momentul ăsta sunt puține femei în Parlament și sunt puține femei primari. Dar dacă te uiți câte feme la femeile primar ce treabă fac, ridici pălăria. Multă treabă fac. Pentru că ele știu o treabă. Femeia, și mai ales în România, a fost educată să facă treabă. Dom să țină casa. Să țină casa, exact. Să asigure tot ceea ce trebuie. Da. da. Și atunci ele, în calitate de primar, primărițe, eu sunt foarte curioasă în momentul ăsta ce se întâmplă în mașinile în care ne ascultă un bărbat și o femeie. Au și pe feministele astea. Da. Da, e, de fapt nici nu e vorba neapărat despre asta cât de bun simți. Noi de vorbim fapt. în momentul ăsta despre femei pentru că este luna martie. E luna martie da. Pentru că eu cred foarte tare că femeia este cea care aduce primăvara în viață prin nașterea copiilor și ca rămâne pentru tot restul vieții cu această sarcină pe care a primit-o de la Dumnezeu, să ducă viața mai departe. Și e foarte important să susținem femeile din România să își folosească vocea da. și să facă tot. Ce ține de ele, pentru ca această țară să fie mai bună, acest loc din această țară să fie uh, mai bun pentru uh, copiilor. Da. Depinde de noi, într-o foarte mare măsură, să facem asta. Așa este. Da, avem rolul ăsta să. să ducem povestea mai departe și să o scriem frumos. Noi putem să facem asta. Eu, eu pregătesc acum o campanie pentru um, familiile de la țară, sate de iubire. Ce frumos, nu? Pentru că mi-am dat seama că foarte mulți copii abia așteaptă să plece de la țară, nu pentru că nu le place la țară, pentru că e foarte frumos la țară din foarte multe puncte de vedere, dar și pentru că acolo, în ograda lor, Iubirea nu se manifestă într-un fel în care ei își doresc astăzi să se manifestă. Copiii din zilele noastre au nevoie să simtă iubirea. Părinții de la țară încă se poartă cum uh, au fost învățați. Încă mai pupă copiii în somn. Încă mai cred că nu trebuie să-i arăți copilului că îl iubești Pentru că uh, o să-și ia lumea în cap și nu o să te mai poți înțelege când, cu el Când de fapt copilul doar de asta are nevoie, atât e Indiferent că este copilul de la țară da. sau copilul de la oraș Sau copilul din altă țară, ei sunt la fel peste exact. tot Și au nevoie să fie ținuți în brațe, iubiți Să li se spună că sunt cei mai frumoși și cei mai buni și cei mai deștepți Pentru că sunt pentru că sunt. Mama mea așa ne-a crescut. Și avea credința că noi suntem cei mai buni și cei mai deștepți și cei mai frumoși. Să și revolta. Nici nu știu de ce te-a pus pe rândul doi la sărbare, că tu ai avut cel mai frumos costum. Și nu le aveam poate cel mai frumos. Dar așa se părea. Dacă mamei mele așa îi se părea, tu ai cântat cel mai frumos. Tu ai fost cea mai bună pe scenă. Și mi-a dat o încredere foarte mare, mama, că de-aia mă văd eu mai înaltă decât sunt. Pentru că mama m-a așezat pe un piedestal și am rămas. Am rămas acolo. Și cred și asta fac și eu cu copiii mei. Mă uit la ei, Doamne, deci. Știi, noi suntem o, o nație care. Chiar dacă sunt și familii disfuncționale în care copiii nu simt iubire, dar noi ca nație ne uităm la copii ca la niște icoane. Tu vezi că noi suntem legați de copiii noștri și după ce se căsătoresc, încă nu îi lăsăm să zboare cum fac nemții sau nordicii. Îi ținem acolo cu noi așa mă uit eu la copiii mei, ca la niște icoane. Sunt, mi se par uh, absolut minunați, perfecți. Și le spun asta și nu mă tem că și, și nici nu și iau un cap. Copiii nu, nu de la asta și iau un cap, și iau un cap de la neatenție. De la neiubire. De la neiubire. De la negrijă. De la lăsați singuri și de izbeliște, da. de la abandonați atunci când au nevoie să fim de partea lor. Da. Dacă ești de partea copilului tău, inclusiv să-l susții, să-și asume da. greșeala pe care și a făcut-o. Și că greșește, da. Pentru că eu asta încerc să le explic părinților. A fi de partea copilului tău nu înseamnă a nu accepta greșeala pe care el a făcut-o, ci înseamnă a rămâne acolo, chiar și când a greșit, ca să-l susții, să-și ispășească pedepsa și să, să plătească, dacă e cazul, să da. plătească pentru greșeala pe care el a făcut-o. Dar, fără să simte că nu e singur. Da. Și că îl accepti și că îl iubești chiar dacă el a greșit. Care e cel mai important lucru pe care l-ai învățat de la mama ta? Să-mi cresc cu în felul ăsta. De ce asta am învățat? Atașamentul de, de, de mic. Adică, noi am avut o relație de atașament cu mama foarte puternică, și eu și fratele meu. Nu am simțit nicio secundă decât altceva decât iubire. Și cred că asta e cel mai important, că mi-a mi dat uh, acest uh, nu știu că e neapărat acest, acest, fel de a mă raporta la copiii mei, ca la cele mai, cele mai frumoase ființe și cele mai bune de pe pământ. Ca la minuni. Da. Chiar sunt minunile, cele mai mari minuni de pe pământ. Și știu că eu cu asta am rămas <laughs> din spiciul tău de la TED. Că nimeni nu are voie să-ți spună altceva decât sau să Fiecare se raporteze. Fiecare dintre noi este minunea lui Dumnezeu. Exact. Și nimeni nu are voie să-ți spună altceva despre tine. Și atunci, da, cred că asta am învățat de la mama. Să-mi să țin familia uh, foarte uh, unită și mi-amintesc cât de frumoase erau vacanțele în care se strângeau uh, toți frații ei la țară, la bunici, la părinți și cât de fericiți erau ei că sunt împreună nu aveau bogății pe masă, nu aveau nu știu ce Eu în continuare mă duc, mă duc, la Dej, o iau pe mama, urc în mașină și plecăm la Căian, în județul Bistrița, satul ei și luăm frații mamei, mama are opt frați din poartă în poartă Ce funcție? și cât de fericiți sunt Doamne, deci este o, o bucurie fantastică, da. eu stau spectator și mă uit la poveștile lor și sunt atât de încântați să da iau o sticlă de lapte da vino și ia-ți trei frunze de pătrunjel din grădinuță da, da. să-ți dau o sticlă de vin să-ți dau orice ceva și mama îmi spune de acasă să nu refuzi că eu tot timpul să dar nu trebuie, nu, trebuie, trebuie da. Să nu refuz nimic le ei pe toate. Lasă că am eu grijă ce, să le împart. Știi ce se bucur atunci când văd că eu plescu? n am realizat. Da, e foarte mare bucurie. Că e important pentru ei să primești ceea ce îți dau. Eu, de exemplu, nu nu sunt neapărat de vin roșu. Sau. Nu sunt. Dar de câte ori mă duc acasă, la... sau de câte ori mă duc la buzău la rude. Și văd că vin cu așa și văd că de tare se bucură că le iau Și după aia le spun că a fost foarte bun Dar și gust, adică nu e călă Dar dacă ar fi să aleg Așa zic, mai bine lăsați la voi Că poate vă face mai multă plăcere Că eu și așa nu îl beau Dar faptul că îi văd ca, cu atât de multă bucurie În ochi, atunci când plec eu cu sacoșele Și ies pe ușă încărcată Da, mă face să, zic, să, mă face să nu zic nu a trecut foarte repede timpul în această emisiune, Paula. Aș fi vrut să te întreb foarte multe lucruri, dar mai facem. Să mai facem? Dacă... Ne mai vedem. Pentru că aș vrea să profit de faptul că uh, suntem în mijlocul lunii martie da. și să le spun ascultătorilor noștri că uh, astăzi, uh, după amiază, mă întâlnesc în campania adoptă o mamă cu mamele din București, iar de mâine plec în turneu. Luni mă văd, luni după amiază de la ora 6 mă văd cu mamele de la Timișoara, marți cu mamele de la Arad. Dacă vrem, trec pe la mama ta. Uh, miercur... E la mine mama Da, Dar zic, unde se întâmplă la Arad? Ca să sunt și eu prietenele. Unde se Or, ține uh, evenimentul? Pe Fundația, pe Fundația Zurli o să okay. găsească toate detaliile. Da. Marți la Arad, miercuri la Cluj, joi la uh, Brașov. Uh, toată luna martie mă duc să mă întâlnesc în țară cu... Uh, a, membrii a, asociațiilor cu care am lucrat în campania Adoptă o mamă și cu femei care au venit special să susțină mamele din campanie. Vreau să le mulțumesc din inimă tuturor celor care au făcut a, un cadou pentru o mamă în campania Adoptă o mamă și să le a, rog pe femeile care ne ascultă și care au mai mult decât le trebuie să pregătească un pachet pe care să îl trimită pentru că toată luna martie. Noi facem daruri uh, mamelor uh, care sunt în momente speciale și au nevoie de susținerea noastră. Și mai vreau să le spun că toată luna martie. Uh, aproape 300 de psihologi au donat ore de cabinet și femeile se pot înscrie pe Fundația Zurli și beneficiază de ore gratuite Mai, și de întâlniri să speciale cu psihologii în cadrul acestei campanii. Vreau să închidem întâlnirea cu un cântec pe care îl iubesc foarte tare pe care îl cântă Ma Maia se numește Te iubesc, mami Hai, și l-am scris la sfârșitul unei convorbiri cu ea în care Maia mi-a spus Te iubesc, mami și mi-a rămas așa amprentă pe, da. pe minte toată ziua și seara am scris versurile acestui cântec și cu lansarea unui concurs pe Facebook la mine, pe Mirela Retegan, în fiecare ediție punem o întrebare și, de data asta, aș vrea să îi rog pe oameni să intre acolo și să ne spună dacă ar fi să schimbe un singur lucru în România, care ar fi acel lucru pe care ar vrea să-l schimbe ei. Și eu am aici un cadou pentru o familie, o carte, astăzi aici, acum, și bucurie în farfurie, jocul pe care tu-l cunoști. Eu deja. îl cunosc, că tu l-ai jucat cu copiii mei și au fost foarte încântați. Da, i-a plăcut, Tania, e foarte tare. Da. Îți mulțumesc foarte mult! Și eu îți mulțumesc. Și aș vrea la sfârșit să ne spui câteva vorbe despre eșarfa pe care ai purtat o toată emisiunea. Da, îți mulțumesc pentru oportunitate. Te rog. Da, este o eșarfă creată de Andreea Tincu, o bună prietenă de la Iași Designer, cu care am făcut în ultima perioadă mai, o serie de... Um... Andreea e la Iași? E la Iași, da. Andreea, te aștept la întâlnirea mea cu mamele de la Iași. Îi spun să vină. Să bem o cafea. Uh, da. Andreea... Uh, Andrei o iubesc foarte mult, ne-am conectat din prima secundă în care ne-am cunoscut și uh, cu ea am făcut o campanie pentru a susține uh, clădirile de patrimoniu din România. și am, uh, Ea a creat o eșarfă, uh, omagiul lui Brâncuș se numește, uh, și 10% din sume merg spre salvarea bisericii din Vermeș, care, al cărei acoperiș s-a prăbușit. Uh, și curând o să lansăm o nouă campanie cu altă eșarfă foarte frumoasă, iar banii se vor duce spre o asociație, spre o femeie care a creat această asociație, Catiros, și care ajută copiii din comunitățile sărace din Brașov să aibă acces la educație. Și ea va crea un centru educațional într-un sat unde sunt foarte mulți copii care trăiesc în condiții dificile. Și în acest centru educațional vor face teme, vor, face, vor avea o masă caldă vor putea să se spele, mamele să vină să spele, să învețe o meserie și da, asta e a doua campanie pe care am pus-o la cu Andreea Tincu și îți mulțumesc că mi-ai dat ocazia să vorbesc despre asta. Cu mare drag și le invităm pe toate femeile din România să-și facă vocea auzită și să-și amintească faptul că statul este substantiv masculin și țara... Este substantiv feminin. Da. Și noi trebuie să privim cele două aspecte din perspectiva noastră, a femeilor care știu cum să obțină ceva atunci când ele își pun în Și cap că Atunci să când țara vrea ceva. Statul cum se obțină. <laughs> Statul, Statul să nu execute. are de Mulțumesc, <laughs> da. Paula Herna. Și eu îți mulțumesc, draga mea. Vă mulțumesc din toată inima. Sper că v-a făcut mare plăcere să o ascultați pe Paula. Am lăsat-o să spună pentru că le spune într-un fel uh, absolut unic. Eu sunt Mirela Retegan și până săptămâna viitoare ne vedem zi de zi în alt oraș cu alte mame în campania Adoptă o mamă. Vă îmbrățișez cu drag la mulți ani tuturor femeilor să aveți o lună mare martie ca o poezie. Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM.